Vrei să fiu un pic. Mă bucur că ne întâlnim astăzi. Mai devreme am avut o dezbatere de mai mult de o oră cu elevii de la liceele Vrâncene în legătură cu Ziua Europei și cu oportunitățile pe care pătrunderea noastră în spațiul european le dă tinerilor. În momentul de față se desfășoară o altă activitate cu copiii de la grădiniță, tot în sala mare a Consiliului Județean. Și iată-ne acum în situația de a oferi diplome și de a aprecia activitatea dumneavoastră aici, în acest parlament local al Vrancei, și mă bucur că pot fi alături de dumneavoastră într-o zi atât de interesantă. Sper că aderarea noastră la Uniunea Europeană să fie urmată și de integrare în Uniunea Europeană. Este un proces complex, este un proces concurențial, deci nu trebuie să ne menținem ideea că odată ce am aderat la Uniunea Europeană lucrurile s-au rezolvat. Am pătruns într-o piață în care concurența este principalul element de definiție. Motiv pentru care avem interesul și noi și cei care trudesc pe băncile școlii și cei care îi formează, să facem așa fel încât oamenii care ies din unitățile de învățământ să fie competitivi, să fie buni, să acceseze burse, pentru că sunt burse pentru a studia. În același timp trebuie să le încurajăm dorința de a studia și în țară, pentru că învățământul românesc este un învățământ de care cred că avem motive să fim mândri. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat. Mă bucur că am putut răspunde invitației dumneavoastră. Vreau să mulțumesc gazdelor noastre de astăzi, spuneam, Parlamentul Local, Consiliul Județean și președintelui acestuia, colegul meu, domnul Marian Oprișan. Și cred că va fi o zi interesantă. Păcat că vremea de afară nu este cea mai bună pe care ne-am dorit-o, dar o suplinim prin entuziasm și prin bucuria de a fi împreună. Vreau să vă salut și să-mi exprim prețuirea pentru cadrele didactice și pentru tot ce faceți. Și vreau să-mi exprim prețuirea și pentru elevi, pentru cei de la care eu personal am întotdeauna foarte mult de învățat și pentru care vreau să-mi dedic foarte mult din timp și din activitate. Vă mulțumesc și putem merge mai departe. Colegiul Tehnic Edmond Nicolau. Ziua, România și Bulgaria. Două țări foarte apropiate, nu neapărat prin distanță, dar între ele. Au o deschidere la Marea Neagră. În România, o personalitate foarte importantă, cunoscută în toată Europa, este Vlad Țepeș, care este un important atracție turistică pentru țara noastră. Castelul Brand, de asemenea, este cunoscut în Europa. Și, în special, România își dorește foarte mult intrarea în spațiul Schengen. Dar aceasta nu va intra decât cu ajutorul Bulgariei, care trebuie să-și organizeze granițele mult mai bine. Cam atât. Ați terminat? Da. Bine. Eu cred că aveam multe lucruri să spunem despre țara noastră. Cred că împărtășiți cu mine ideea că avem o contribuție cel puțin la fel de importantă ca restul țărilor europene la spațiul european. Apreciez efortul vostru. Și o să vă rog, în primul rând, să-mi permiteți să vă ofer diplomele. Mai întâi lui Bogdan Basu. Te rog. Colegului meu Călderescu și prietenului meu de aici încolo. Urmează să te întâlnești pentru o mică precizare la diplomă și, nu în ultimul rând, domnului profesor Iulia Cătălin, dacă este aici. Dacă nu, te rog pe tine să felicit pentru munca voastră și vă doresc mult succes.